Salut tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi o să rediscutăm despre Total Drama, mai exact despre noile informații care au apărut, despre noua serie sau noile sezoane care vor apărea. Ei bine, dacă doriți să mă susțineți, face prin apăsarea butonului X celui de subscribe, plus acolo poți să afla curent unele clipuri care vor apărea pe acest canal de cedere la clip. Ei bine, recent au apărut câteva imagini cu oamenii care vor fi în acest sezon animat. Ei bine, nu vor fi acele caractere vechi care au fost în vechile sezoane, cum a fost în prima imagine care a fost lansată public de Fresh TV. În acea imagine spunem noi că va fi Fulger, Owen, Harold, alții din sezoanele 2 sau 3 sau 4 sau alte sezoane, vor fi cu totul alte personaje sau caractere din acest nou desen animat. Chris și cu bucătarul vor fi, ca de obicei, prezentatorii acestei serii, dar ca concurență o să avem pe Priya, Neil, Riper, Damien, Axel, Chase, Z și Scary Girl. Cred că din această listă Scary Girl o să fie cea mai remarcată în acest desen animat sau sezon al decembrie. Următorii fiind Caleb, Nichelle, Julia, Broey, Wayne și Row, Emma și MK. MK cred că o să fie o fată genul ăla acela de hipster. Și Broey se știe de acum că o să fie un băiat LGBT în acest desen animat. Deci până la urmă o să fie cam ciudată faza asta, dar până la urmă speră să se ducă într-o direcție bună și să nu fie acel personaj care încurcă mai mult lumea. Ei bine, acestea au fost informațiile noi legate de această nouă serie Total Drama asta, despre noile sezoane Total Drama. Sperăm să fie mai multe surprize pe parcurs când o să lanseze seria. Deocamdată știm acum când se va lansa, poate anul acesta sau anul viitor. O să avem pe Chris și pe Bucătar care vor fi tot prezentatorii și concurenții pe care i-am aflat astăzi. Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce părere aveți despre acești noi concurenți? Vă place unul din ei? Scrieți-mi dar mai jos cu părerea voastră, iar noi ne vom vedea în alt videoclip. Ciao!